Bună dimineața, dragele mele! După ce am terminat cu cârnații care i-am făcut seara trecută, acum am făcut compoziția, am tocat și pentru gâldaboș sau gâlbaș, cum mai le zicem, și am ofert aici o cană mare de orez, l-am prefert așa un pic, punem orezul. Aici, în compoziție, e carne, grăsime. Carne, grăsime, șorici. Am pus de toate câte puțin, ce are domnul Purceluș. Așa. Acum aici am călit și 6 cepe cu puțină ușoare și cu boia de ardei și am pus și 2 linguri de bulion. Așa. Punem un pumn bun de sare. Așa. Aici cimbru și oregano. Așa. Și o să punem și o 3 lingurițe, 4 de fiecare cum le place, de piper măcinat. Să le luăm la... Și nu în ultimul rând, și o cană de apă. Ca să alunece iarăși compoziția. Ca să alunece iară. Cană de apă minerală. Dar cred că merge și apă normală. Da, merge și apă normală. Dar mai bine apa minerală, așa a zis ăștia. Frăgezește și astea, aici. Le ramântăm cât suntem noi de bine. Îl frământăm ca pe pâine. Mai să amestecă bine. Ca să amestece bine, da. Da. Așa, mațe. Acum introducem mațul porcului. Și începem să-l îngrășem nițel. Iarăși. Da. Ar fi bine să iasă unul dintr-o de asta. Nu, nu cred că este ca astea zdar și depinde cât bagi în ele. Da. Păi băgăm, tati, că nu avem compoziție destul. Da, să nu mai dai repede așa, ca să pot să-l așez și eu cât de cât, știi? Pisoi. Și un pisoi care așteaptă și el, da, așa. Care așteaptă și el ceva. Așa, tati, așa, așa. Să nu fie nici prea mult, nici prea puțin. Așa, așa, bravo.
să nu alunece după masă, de aici, dă-i, dă-i. Așa. Ăștia după ce să fac să fierbă. Da. După aia să mănâncă, da. Da. Se mai fierb o dată. Hop, hop, hop. Așa. Iată că am o presiune. Așa, asta e. A, și tot așa până îi umplem pe toți. Da. Bineînțeles că carnea, am menționat, am uitat să vă spun, carnea se fierbe puțin înainte, se dă în fiert mai bine. Aia și după aceea îi umplem și le... Da. Și tocăm și aia și după ce când vrem să îi mâncăm, îi mai fierbem o dată cu totul. Da. Așa că spor la treabă. Da, spor la treabă și să aveți o zi bună.